Bine v-am regăsit! Sunteți siguri că înțelegeți corect legea conservării energiei? Să vedem! Există câteva mărimi fizice care se conservă întotdeauna și în toate fenomenele posibile. Și datorită acestui fapt avem câteva legi de conservare, numite legi absolute sau exacte. Acestea sunt conservarea energiei, conservarea impulsului, conservarea momentului cinetic și conservarea sarcinii electrice. Dar ce înseamnă această conservare? Înseamnă că într-un sistem închis și izolat, aceste mărimi își păstrează valoarea indiferent ce se întâmplă în sistemul respectiv. Azi voi vorbi despre legea conservării energiei și, după cum veți vedea, lucrurile sunt mai complicate decât par la prima vedere. În primul rând, nu trebuie să uităm că masa este o manifestare a energiei. Ceea ce înseamnă că o variație a energiei înseamnă și o variație a masei. Mă refer aici la masa ca măsură a inerției unui corp sau a unui sistem. Și mai înseamnă că într-un sistem fizic, ceea ce se conservă de fapt este ceea ce numim conținutul de masă-energie. Dacă un sistem pierde energie, masa lui scade, iar dacă primește energie, masa lui crește. Dar atunci, dacă nu putem vorbi separat despre energie și masă, de ce vorbim în fizică despre legea conservării energiei, iar în chimie avem legea conservării masei? Să începem cu chimia. Într-adevăr, în chimie există legea conservării masei, care spune că masa produșilor de reacție este egală cu masa reactanților. Adică, dacă interacționează chimic, așa cum vedeți aici, substanța A cu substanța B și se obțin substanțele C și D, suma maselor produșilor, masa lui C plus masa lui D, este egală cu suma maselor reactanților, adică masa substanței A plus masa substanței B. De pildă, dacă avem reacția pe care o vedeți, arderea completă a benzenului, vedem că două molecule de benzen reacționează cu 15 molecule de oxigen și se obțin 12 molecule de dioxid de carbon, 6 molecule de apă și se degajă căldură. Legea conservării masei spune că masa celor două molecule de benzen plus masa celor 15 molecule de oxigen este egală cu masa celor 12 molecule de dioxid de carbon plus masa celor 6 molecule de apă. Am dat un exemplu și mai concret al conservării masei în primul videoclip din această serie, numit Rețeta de pâine. Dacă nu l-ați văzut, vi-l recomand, găsiți linkul în descriere. Dar, după cum vedeți, în această reacție se degajă căldură. Atunci n-ar trebui, deoarece sistemul pierde energie, ca produsii de reacție să aibă masa mai mică decât reactanții. Am spus că dacă un sistem pierde energie, masa lui scade. De fapt, produsii de reacție au masa mai mică. Acum probabil nu mai înțelegeți nimic. Se conservă sau nu se conservă masa într-o reacție chimică? E corectă sau nu legea conservării masei? Ca să înțelegem ce se întâmplă, să facem câteva calcule simple. Prin arderea unui kilogram de benzină, se obțin cam 47 de megajuli căldură, adică 47 de milioane de juli. Celebra relația lui Einstein, pe care o vedem pe tricouri și pe garduri, numită echivalența masă-energie, ne permite să calculăm cu cât scade masa din cauza acestei energii care pleacă din sistem sub formă de căldură. Delta M este variația masei, iar C mic este viteza luminii. Din formulă rezultă că variația masei, delta M, este egală cu căldura împărțită la viteza luminii la pătrat, adică puteți urmări calculele, până la urmă avem cam 0,00052 miligrame. Știți ce înseamnă asta? Că ar trebui să ardem cam 2 milioane de tone de benzină ca să avem o variație a masei de 1 kg.
Nu 2 milioane de kilograme, ați auzit bine, 2 milioane de tone. Deci variația masei este atât de mică încât nu are semnificație practică. De aceea avem în chimie legea conservării masei, care spune că suma produșilor de reacție, suma maselor produșilor de reacție este egală cu suma maselor reactanților. De fapt, lucrurile sunt și mai complicate. Dacă închidem benzina și aerul necesar arderii ei complete într-un recipient închis și izolat termic de exterior, deci dacă căldura care se produce nu mai poate pleca din sistem, atunci recipientul va cântări exact la fel după ardere. Nu va exista nici măcar acea variație extrem de mică a masei despre care am vorbit. Dar atenție, nu pentru că acum produșii de reacție cântăresc mai mult, ci pentru că energia se manifestă întotdeauna ca masă, iar produșii de ardere, având acum temperatură ridicată, au energia internă mai mare. Energia internă este suma tuturor energiilor cinetice ale moleculelor, iar această energie, de fapt orice energie, se manifestă ca masă. Și din această cauză vorbim despre conservarea masă-energie. Suma masă plus energie a recipientului în care a avut loc reacția chimică a rămas aceeași cu cea de dinaintea reacției, numai că după reacție avem mai multă energie și mai puțină masă, dar suma lor este aceeași, iar masa inertă a sistemului este și ea aceeași. Indiferent ce se întâmplă într-un sistem închis și izolat, dacă acesta nu schimbă energie cu exteriorul, conținutului de masă, energie se conservă. Masă, energie. Acum să trecem la fizică. De ce vorbim mereu despre conservarea energiei dacă are loc și o variație a masei? Din același motiv pe care l-am discutat și în cazul chimiei. Variațiile obișnuite de energie produc variații atât de mici ale masei încât n-are rost să ținem seama de ele. De pildă, dacă punem în mișcare un corp, acesta capătă energie cinetică. Formula energiei cinetice este cea pe care o vedeți și, după cum observați, ea depinde și de masa corpului, nu numai de viteza lui. Masa care măsoară inerția corpului. Deși această masă este mai mare când corpul se mișcă, pentru că energia lui cinetică se manifestă și ea ca masă, pentru viteze obișnuite, adică pentru viteze mult mai mici decât viteza luminii, variația masei este atât de mică încât ar fi absurd să ținem seama de ea. Așa că atunci când facem calcule, presupunem că masa corpului care se mișcă este aceeași cu masa corpului în repaus. Și, practic, avem dreptate. Atât de mică este diferența dintre cele două mase. Deci, deși teoretic nu putem vorbi separat despre energie și masă, practic, când este vorba despre energii mici, adică aproape întotdeauna, variația masei este extrem de mică, așa că putem să o neglijăm și să folosim formulele de calcul pentru energie, considerând că masa este o constantă. Dar altfel stau lucrurile atunci când vorbim despre fenomene în care energiile implicate sunt foarte mari, de pildă în reacțiile nucleare. Reacția nucleară care a făcut posibilă realizarea primelor bombe nucleare, din păcate, dar și a primelor reactoare nucleare, este reacția în lanț de fisiune a izotopului 235 al uraniului. După cum vedeți, dacă un neutron lovește un nucleu de uraniu 235, acesta se rupe, fisionează, de unde și numele de reacție de fisiune, în două fragmente mari, adică două nuclee ale altor elemente chimice, în cazul de față bariu și cripton, și 2-3 neutroni. Acești neutroni lovesc alte nuclee de uraniu, producând fisiunea acestora, ceea ce duce la producția a și mai multor neutroni liberi, care din nou produc fisiunea altor nuclee de uraniu și așa mai departe, și se produce astfel o reacție în lanț în care se degajă foarte multă căldură, pentru că nucleele
care rezultă din reacțiile de fisiune și neutronii care rezultă au energii cinetice foarte mari. Bomba nucleară folosită la Hiroshima conținea 64 de kilograme de uraniu și din acest uraniu mai puțin de un kilogram a fisionat, adică a suferit o reacție nucleară de tipul celei pe care o vedeți. Și din acest, să spunem, un kilogram de uraniu, o masă de aproximativ jumătate de gram a fost convertită în căldură. Nu pare mult, dar este de milioane de ori mai mult decât variația de masă dintr-o reacție chimică. Și asta pentru că și energia degajată în reacțiile nucleare este de milioane de ori mai mare decât energia degajată în reacțiile chimice. Și acum puteți să vă faceți o idee despre echivalența masă-energie. Jumătate de gram, masa care s-a transformat în căldură la Hiroshima, este masa unui fluture. Deci dacă transformăm masa unui fluture în energie, obținem ceea ce vedeți. E înspăimântător să te gândești ce s-ar întâmpla dacă am converti în energie, în căldură, un kilogram. Am obținut o explozie de 2000 de ori mai puternică. De aceea putem spune că masa este energie concentrată. Mai trebuie să lămurim ceva. Dacă într-o reacție chimică se degajă căldură, nu înseamnă asta că a apărut energie? Căldura respectivă nu exista înainte ca reacția chimică să aibă loc. E adevărat, căldura nu este o formă de energie, este forma schimbului de energie, dar nu are importanță în acest caz, pentru că până la urmă, ceea ce se întâmplă este că mediul în care are loc reacția chimică primește energie. Va avea energia internă mai mare, pentru că va fi mai cald, va avea temperatura mai mare. Ei bine, nu. N-a apărut energie. Ceea ce s-a întâmplat este transformarea energiei chimice în căldură. Benzenul are multă energie chimică, care este până la urmă energie potențială electrică, înmagazinată în legăturile din moleculele de benzen. În primul curs scurt despre energie, am spus că în ultima analiză toate formele de energie sunt fie energie potențială, fie energie cinetică. Legăturile chimice din benzen sunt ca niște lame elastice deformate, încovoiate. Și când are loc reacția de ardere și aceste legături se desfac, ele împing moleculele care se formează și le imprimă viteze mari, ceea ce înseamnă creșterea temperaturii, adică din punct de vedere termodinamic și chimic, înseamnă degajare de căldură. Când se produce arderea, se formează dioxid de carbon și apă, adică molecule cu mult mai puțină energie chimică. Deci ceea ce se întâmplă în o reacție de ardere este că scade energia chimică și apare căldură, dar în total energia se conservă. E adevărat că, din nou, dacă analizăm lucrurile în amănunt, e puțin mai complicat, pentru că gazele care se formează prin ardere, dioxidul de carbon și vaporii de apă, trebuie să-și facă loc în atmosferă, adică trebuie să efecteze lucru mecanic, să dea aerul la o parte ca să poată ocupa și ele un anumit volum. Din această cauză, căldura e mai puțină decât variația energiei chimice. Însă dacă ținem seama de acest lucru mecanic, putem spune că variația energiei chimice este egală cu căldura care se degajă plus lucrul mecanic efectuat de gazele arse. La fel, dacă analizăm cu grijă bilanțul energetic al oricărui fenomen, putem observa că de fiecare dată conținutul masă-energie se conservă. Nimeni n-a observat vreodată o excepție de la această regulă, de aceea spunem că una dintre legile după care funcționează acest univers
este legea conservării conținutului masă-energie. Și din această cauză nu putem construi dispozitive perpetuum mobile, adică dispozitive care să ne dea energie, fără să folosească pentru asta un combustibil sau o altă formă de energie, cum ar fi așa numitul motor magnetic, despre care vedem atâtea videoclipuri pe internet. Am vorbit despre această imposibilitate în videoclipul cu același titlu. Niciun corp, niciun sistem, de niciun fel, nu poate produce energie. Deci nici magneții nu sunt surse de energie. Singurul lucru pe care îl putem face este să transformăm o formă de energie în alta. Dar energia totală rămâne de fiecare dată aceeași. În final, încă un aspect legat de legea conservării energiei. Unii spun că poate vom descoperi că aceasta este greșită. De pildă că la scară cosmică și pentru intervale de timp cosmice, energia nu se conservă. Este posibil. De ce nu? Există de multă vreme astfel de ipoteze. Dar asta n-ar însemna că legea conservării energiei ar fi greșită. Ar însemna doar că ar deveni dintr-o lege exactă o lege aproximativă. Exact ca în cazul conservării masei în chimie, acum că știm de la Einstein încoace că masa reactanților nu este exact egală cu masa produșilor, înseamnă că legea conservării masei din chimie este greșită? Trebuie să o abandonăm? Nu, înseamnă doar că e aproximativă. Dar precizia ei este atât de bună încât o putem folosi pentru orice aplicații practice. Iar faptul că e aproximativă ar trebui să ne deranjeze? În niciun caz. Acest lucru este adevărat pentru oricare descriere matematică a unui fenomen. Toate aceste descrieri sunt aproximative, pentru că toate se referă la modele simplificate ale realității. Așa că, dacă vom avea o teorie care ne arată că la scară cosmică și pentru intervale de timp cosmice energia nu se conservă, asta nu va afecta cu nimic principiile termodinamice și nu va face posibilă realizarea unui perpetuum mobile, deoarece energiile implicate în volume obișnuite și în intervale de timp obișnuite practic nu vor fi afectate. În niciun caz nu ne va permite să producem sau să consumăm energie. De unde știm? Din mii și mii de măsurători și experimente care au fost făcute în tot felul de domenii ale științei și tehnicii de-a lungul timpului. Deci nu spune nimeni că legile naturii pe care le cunoaștem sunt exacte cu oricâtă precizie. Poate că nu sunt. Dar știm că, dacă nu sunt exacte, abaterea este atât de mică încât în unele cazuri nici măcar nu suntem capabili să o punem în evidență. Așa că, pentru orice scop practic, le putem considera exacte. Dacă ați fost convinși că legea conservării energiei este simplă și ușor de înțeles, lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție, pe curând!